a venit momentul să sărbătorim 10 ani de existență a corului regal. Moment nespus de important și de plin de înțelesuri pentru societatea tânără de astăzi și pentru aspirațiile pe care coroana română și națiunea le au în acest tumultuos secol 21. Mai întâi, corul regal, care a venit pe lume din inspirație și din devotament, din iubire pentru muzică și iubire pentru țară, face o admirabilă legătură între trecut, prezent și viitor. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, corona română și muzica românească au fost foarte apropiate, iar această însuflețită prietenie dintre suveranii României și muzica națională a continuat pe tot parcursul secolului al XX-lea, chiar și în dificilele decenii ale cortinei de fier și, desigur, au continuat și în secolul al XXI-lea. Deci trei veacuri de când una dintre îndeletnicirile fundamentale ale societății românești, muzica și coroana țării, au stat împreună. Corul regal s-a născut din dorința de a face cunoscută muzica contemporană românească pe meridianele lumii. Și această privire către prezent și către viitor, la care se adaugă și tinerețea celor care formează acest ansamblu valoros și competent, fac ca prezența lor în România și în afara ei să însemne o adăugată valoare la ceea ce instituțiile muzicale din România și marile noastre personalități fac. Și atunci când a fost posibil în istorie, Bucureștiul a fost un centru muzical european și mondial. Așadar, în acest fel de peisaj, foarte competent și foarte respectat, corul regal face o foarte frumoasă figură, o prezență originală și, aș spune, curajoasă. Este un ansamblu organizat pe temeiuri civice, private, este sprijinit instituțional, dar își duce viața de zi cu zi și repertoriul de an cu an pe proprii umeri. Așadar, cei 10 ani pe care îi sărbătorim acum înseamnă mult mai mult decât o experiență de un deceniu de activitate. Înseamnă o tolbă plină de idealuri, de acte de curaj, de perfecționare în acest domeniu muzical în care România numără excepționale vârfuri și înseamnă și patriotism. Înseamnă iubire pentru România și spiritul de răspundere pentru ca viitorul românesc, european și transatlantic să fie cât mai stabil, cât mai predictibil, cât mai demn și cât mai respectat posibil. La mulți ani!